She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. Te salut! Astăzi vorbim despre foarte discutata cutie automată, ponturi de utilizare, cum vă recomand să o utilizați și alte elemente ce vă vor face viața mai ușoară în momentul în care utilizați o cutie automată. Pentru început o să vorbim despre modalitatea în care poți să pleci cu o mașină automată de pe loc. Ca și diferență între o cutie automată și o cutie manuală, în prima instanță observăm apariția a doar două pedale, frână și accelerație, dispare pedala de ambreiaj, în așa fel încât să eliminăm în totalitate greșelile pe care noi le facem de obicei. Să nu uit! Dă un like acestui material dacă îți plac informațiile tehnice referitoare la mașini, în așa fel încât să știm ca pe viitor să insistăm pe tehnicile de conducere și tehnicile de a înțelege modalitatea în care o mașină funcționează. Așa că nu uita să dai like acestui material pentru a ne confirma faptul că mergem în direcția corectă. Pentru a porni o mașină cu cutie automată, piciorul drept urcă pe pedala de frână și apăsăm butonul start sau, dacă avem cheie, vom pune contactul din cheie. Imaginați-vă că de fiecare dată când vrem să cuplăm una dintre treptele de viteză, avem un schimbător situat în zona mediană care are mai multe poziții: drive, neutral sau reverse. Drive este poziția ce confirmă faptul că mergem pe direcție înainte, neutral este gen scoasă din viteză și reverse în momentul în care vrem să mergem cu spatele. În partea dreaptă avem și un martor ce ne anunță modulul de parking. În momentul în care ne oprim, e important să punem cutia de viteză în modul parking și să tragem frâna de mână aflată în zona schimbătorului. Încă un element foarte important pe care trebuie să știți dacă aveți o cutie semi-automată sau automată: în momentul în care mutăm în zona de drive, putem să trecem și în manual sport. Asta cu o informație că puteți să folosiți și ca o cutie manuală această mașină. Bun. Pentru a pleca de pe loc, apăsăm piciorul pe frână, eliberăm frâna de mână și în cazul nostru o să cuprăm reverse pentru a merge puțin cu spatele. La eliberarea frânei, mașina o să înceapă să meargă în direcția dorită de noi. Ca un pont pentru utilizare, în momentul în care treceți din reverse în drive sau din drive în reverse, e super important ca mașina să stea pe loc. Ok, deci am pus piciorul pe frână, am tras de schimbător în zona de drive și plecăm de pe loc. Pentru cei ce conduc pentru prima dată o cutie automată, principala lor problemă o să fie utilizarea piciorului stâng. Problemă pe care o rezolvăm prin eliminarea din utilizare a piciorului stâng. Deci, din punctul meu de vedere, dacă nu ai condus niciodată o cutie automată, piciorul stâng ori îl pui foarte aproape de scaun pentru a nu fi tentat să îl folosești, și îți dau un motiv de ce nu e bine să-l folosești, pentru că piciorul stâng are o finețe puțin mai, cum să-i spun eu, mai dură, e puțin mai dur, pentru că el știe să apese ambreiajul. Noi, în momentul în care am făcut școala de șofer cu o cutie manuală, el știe că în momentul în care îl activăm, piciorul stâng apasă pedala pe care o apasă până la podea pentru a schimba treapta de viteză în momentul în care avem o manuală. E, în momentul în care avem o cutie automată și punem piciorul stâng pe una dintre pedale, o să punem piciorul pe frână și în momentul în care punem piciorul pe frână, având în vedere faptul că piciorul stâng apasă foarte tare pedala de frână, o să ne oprim fără să ne dăm seama de ce. Deci piciorul stâng ori stă pe pedala de fixare în scaun aflată în partea stângă a pedalierului, ori îl apropiem mult de scaun în așa fel încât să nu fim tentați să apăsăm cu una dintre, să apăsăm una dintre pedale cu piciorul stâng. Așadar, având în vedere faptul că pedalele se folosesc doar cu piciorul drept, în momentul în care ne urcăm în mașină,
avem încă un mare avantaj, având în vedere faptul că nu o să mai trebuiască să schimbăm treptele de viteză. Mâna dreaptă o să rămână în permanență pe volan pentru a evita în cazul în care avem vreo problemă. Deci cutia automată, pe lângă faptul că ne elimină elemente de a strica transmisia mașinii prin neutilizarea corectă a ambreiajului, în momentul în care suntem cu o cutie automată, putem să ținem ambele mâini pe volan în permanență pentru a ne bucura de o experiență de a conduce mult mai sigură. Ok. Bun. În momentul în care ne oprim, o să facem și o oprire, să vedeți cum funcționează. Acum o să facem o oprire pe partea dreaptă. Așa. Ne-am oprit. Bun. Pentru a opri, piciorul drept rămâne pe frână. În momentul în care am rămas cu piciorul pe frână, mașina s-a oprit. Acum avem mai multe variante. În momentul în care am vrea să repornim, eliberăm piciorul de pe frână, dacă vrem să ne oprim, vă recomand în prima instanță să trageți frâna de mână, după care apăsați butonul parking pentru a fi în siguranță maximă mașina. Deci e important să utilizați modulul parking în momentul în care vreți să opriți mașina. Marea majoritate a mașinilor, în momentul în care vreți să cuplați una dintre treptele de viteză, au pe schimbător un buton ce confirmă faptul că vrem să cuplăm una dintre treptele de viteză. La BMW avem butonul de unlock în partea stângă a schimbătorului de viteză, pe care îl folosim în momentul în care vrem să schimbăm una dintre treptele de viteză. Pentru cei ce utilizează cutiile automate, vă pot da și o recomandare referitoare la nu vă fie frică să folosiți schimbarea manuală. În momentul în care trec în modul manual, pe bord avem confirmarea faptului că suntem în treapta a doua, putem să schimbăm treptele de viteză din schimbător, plus în spate, minus înainte, adică în momentul în care merg într-o treaptă superioară, trag în spate, în momentul în care vreau să vin într-o treaptă inferioară, împing de schimbător în față, fără a apăsa niciuna dintre pedale. Deci, doar mă focusez în a merge înainte. Pentru cei ce utilizează o mașină cu cutie automată și padele, pot să folosească foarte eficient padelele montate pe volan, fără să ia mâinile de pe volan. Bun. Ca și ponturi de utilizare a unei cutii automate, aș începe în prima instanță cu utilizarea piciorului drept și montarea lui într-o zonă eficientă. Eu folosesc o tehnică foarte simplă. Țin piciorul drept într-o poziție naturală, deci în dreptul pedalei de frână. În momentul în care vreau să pun piciorul pe frână, plec din călcâi și pun piciorul pe frână, iar în momentul în care vreau să fac o frânare de urgență, ridic piciorul de pe podea și o să pun piciorul pe frână cu toată greutatea disponibilă la momentul respectiv. Este o modalitate foarte eficientă de frânare, dar acest element o să vi-l prezint mai detaliat într-un episod special destinat modalității în care eu vă recomand să puneți piciorul pe frână. Deci, în momentul în care vreți să schimbați una dintre treptele de viteză, e mega important să fiți pe loc. Deci, dacă vreți să schimbați din drive în reverse și invers, mașina să fie oprită. Ideea principală pe care eu vreau să vă transmit în cadrul acestui material este că cutiile automate au evoluat super mult și având în vedere faptul că tehnologia ajută în a utiliza cutiile automate mult, mult mai eficient, vreau să vă spun că la momentul actual sunt sigur că niciun om, cât de antrenat ar putea fi, n-ar putea să schimbe atât de repede, pentru că s-a ajuns la o viteză de schimbare a treptelor de viteză foarte rapidă. Încă un element important este că în momentul în care utilizați o mașină într-un oraș, de fiecare dată când plecați, schimbăm treptele de viteză, cu cutia automată rămânem în permanență cu mâinile pe volan, doar apăsăm accelerația și apăsăm frâna,
restul elementelor fiind făcute automat de către mașina dumneavoastră. Sunt mai multe tehnologii pe care constructorii le folosesc, dar marea majoritatea lor sunt făcute în așa fel încât siguranța fiecărui participant la trafic să fie una mai sporită. Deci recomandarea mea pentru cei ce sunt în cumpără, vă recomand să încercați să mergeți cu ambele variante, în așa fel încât să faceți alegerea corectă. E foarte simplu, pentru că o să vă regăsiți imediat într-una dintre modalitățile de schimbare a treptelor de viteză. Cutiile manuale au și ele avantajele lor, mai ales la mașinile, nu știu, de competiții, să folosesc cutiile manuale în adevăratul sens al cuvântului. La mașinile 4x4, off-roaderele, clar, este recomandat să fie o cutie manuală, dar, după cum vedeți, în permanență, cutiile automate evoluează foarte mult și merg într-o direcție bună pentru cei ce își doresc să utilizeze o asemenea cutie de viteză. Întrebarea de astăzi este una foarte simplă, pentru că urmează să facem un material special destinat cutiilor manuale. Vreau să știu părerea ta. Ce preferi? O cutie automată sau o cutie manuală? Dacă îți plac mașinile frumoase și împărtășim aceeași pasiune, nu uita să dai un like acestui material și subscribe pentru a rămâne la curent cu informațiile noi pe care vreun vlog le va împărtăși cu tine. She snuck into my section, yeah. You think I learned my lesson, yeah.